Și ce este o croazieră? Deci aș fi pur și simplu încântată să faci 8.000. E greu. Băi, cum a jucat-o. Da. Cum am nimerit. Cam așa, urma, nu? 7.800, 900, 8.000. Măi, Mihai, mai ai o foaie, mă, să scrii 8.000 de lei undeva. N-ai scris că ai câștigat. Mihăiță, cum ar fi? Hai, da, hai la 8.000 de lei. Hai la 8.000, Mihai. Hai, vedem de mine. Bă, mă, mamă, cum o jucăm. Tu intri cu emoții, așa-i? Te gândești, am nimerit între ăștia doi, între Barcelona și Real Madrid. De unde vii? Din Mizil. Din Mizil. Și am nimic. Aveți echipa acolo? Aveți? În ce ligă? A treia? Nu ești cu fotbalul. Nu prea. Da. Mizil. Ce faci pe acolo? Lucrez în Ploiești. Să stau undeva pe lângă Mizil, lucrez în Ploiești. Nu-i departe, dar 30 ceva de kilometri. Aia zic, nu-i departe. Și prindezi, e drumul ăla care nu-i foarte aglomerat. Ce faci? Unde lucrezi? Lucrez la o firmă de transport. Sunt administrator de flotă. Mai exact, partea de mentenanță. Mașinile, par cu auto. Camioane. Camioane, câte aveți? Câte ai în... 84. Mihăiță, ține minte 84-le astea. Ia, închide ochii și zi 84. 8400. 84. S-ar putea să știi... Destul de greu, dar vedem. Cum a jucat-o, Corin? Cum a jucat-o, Daniel? Mihai, simplu, las-o așa. 84 de camioane în parohia ta. Tranșeu pe marginea șoselelor. Ești cu camioanele, cu asta te ocupi. E ce să mai atât. Am pus ghilimele la tranșeu. Șanț. Păi nu, te-ai dus în șanț, ferească Dumnezeu, s-a dus, ai pierdut marfa. Șanțul, perfect, bun. Dormitoare, Mihăiță, sau încăperi de la țară, din mediul rural. Le zice într-un fel. O, doi. Da, omule, aoleu, aoleu, cum e finalul ăsta? 800 de lei. Hai la 5 litere, 500. Haide. Ține-l tot așa, ține ritmul ăsta. Care e moale, e așa ca un ghem de blană. Să-ți dau o literă, așa-i? O literă. Hai o literă, hai o literă. Obiectul ăla care e catifelat la atingere. Bun, nu trebuie să fie neapărat obiect. Am zis eu așa, mi-a venit la îndemână obiect. Mai îți dau o literă. O literă. Mai îți dau o literă. La ce să mă gândesc dacă nu obiect? Material, moale. Pufos. Pufos, mă, pufos. Materialul ăla pufos. Da. Daniel, pe tren. Mergi cu tren? Mergi cu trenul? Am mers, mai merg. Tichet de reducere ai? N-ai. N-ai. Tichet de reducere. Hârtia aia, cartonașul de valoare. Are un nume. Literă. Hai una. Hai 100 de lei. S-a dus suta. Ăla e. Uit-o Corina. Uit-o pe Corina, cum l-a spus. Îți mai dau o literă. Literă. Voucherul la care îți dă dreptul la o reducere. Cupon. Cuponul, mă, când am zis voucher, te-ai dus la cupon. Bravo. Mă gândeam mai departe. Unde? La ce? Voucher și păi sinonime, dar nu cupon. Nu cupon. Voucherul, cuponul, care cupon mai pe românești, așa, când... 1400 de lei. Mă duc la 6 litere, 600. Auzi? Verbii ăsta, Mihăiță. Okay. A realiza ultimele retușuri ca să închei un proces de fabricație. Are legătură un pic, știi, cu procesul de fabricație și faci ultimele retușuri la... Literă? La un proiect, de exemplu, ajustările alea. Un proiect, ultimele ajustări ale proiectului. Finaliza? Nu. Nu, că e din 7... Mm-hmm. Eu când tac, înseamnă că tu nu ești departe de cuvânt. Finaliza. Că de-aia tac, că nu ești departe de cuvânt. Hai, final. Hai, omule, hai, hai. A. Finaliza. A executa ultimele operații, ultimile detalii. Finisa. Ăsta e, bun. 1900 de lei. Mamă, mamă. Simplu. Ia din prima.
La mizile există, 100%. La onești, 100%. Okay. La mine acasă, reprezentant al ovinelor, mascul. Du-te, hai du-te, Mihăiță. Îți dau, ce să fac? Literă. Nu, nu cred. Auzi? Ai văzut vreodată în viața ta o oaie? Da. Da, un miel ai văzut? Da. A? Mielul, cum crezi că a apărut șmecherul? A? Mielul, șmecherul. Îți dau o literă. Literă. Oaia are și ea un soț. Berbec. Mama lui de berbec. Aole. Cine a luat berbec? Toată lumea, așa-i? Foarte simplu. Soțul oi. Da, da, era foarte simplu. Cum ne-am... 2300 de lei. 7 litere. 700 de lei, Mihai. 700 de lei. Următorul cuvânt, mare atenție la litere, mare atenție la timp, zice așa. Care este peste limita normală, peste limita obișnuită. Tu care gestionezi 80 de camioane, ești sigur? Au! Anormal? Păi nu, că era prea, peste limita anormală. Peste limita normală. Nu mergea. Depășește cu mult măsura. Cum îi mai zici? Depășește cu mult măsura. Se regăsește, Mihăiță, în mod exagerat. Hai, omule, hai că poți. Se regăsește surplus. În mod... Surplus. A fost în... Auzi, a fost folosit în mod abuziv. Excesiv. Sau... Cum? Excesiv. Păi, te prăbușai dacă îl pierdeai. Vezi că nu mai ai voie să ratezi cuvinte. Da. Mihăiță. Lucruri mai mult sau mai puțin valoroase. Vezi la timp. Vezi acolo-i timpul. Literă? Uite-l, uite-l. Un minut, 27 literă? De secunde. E un termen așa general. General. Literă? Elementele de care ne folosim în viața de zi cu zi, Mihăiță. Literă. Hai încă una, hai încă una. Bunuri materiale personale, mă, poftim. Una, două, trei litere mai ai depus. Bunuri materiale personale, Mihăiță. Diverse articole aflate la vânzare. General vorbind. Uite, mă, ce-i ăsta, un buton, ce-i masa, ce-i toate astea, ce-s? Nu cred. Obiecte. Ce sunt? Obiecte. Obiecte, doamne, doamne. Mamă. Și acum vin alea. 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Ca să iei banii Corinei, nu o să crezi, dar încă poți să faci asta, următoarele 2, 4, 6 cuvinte cu 7 litere. Ok. Îmi place. Relax. A face posibil accesul pentru 800 de lei. Jackpotul e la cât, Corina? 8.000? Facilita. 7.800. Facilita. 900. Nu, 7900 e jackpotul. Hai că poți. Mihăiță, hai că poți. Facilita nu este. Nu mă întreba, că eu n-am voie să-ți conflip sau să-ți închid. Și că regulamentul. Literă. Uite că nu e facilita, că nu intra. Nu, n-ar fi intra facilita. Auzi, ia-o pe logică. Ăsta e pe logică. A face posibil accesul. Literă. Dacă ai... Ia-o pe logică, omule. Ia-o pe logică. Auzi. A începe activitatea unui magazin. Uite, să duc pe un alt drum. Ia-o pe logică. Mănânci gem? Mănânci gem? Nu prea. Nu. Mamă, ai un borcan. Ce-ți place să mănânci în borcan? Ce faci cu borcanul ca să intri în borcan? Măi, ca să intri în borcan. Mama lui, ca să intri în borcan. Cu o ușă, mă, ce faci cu o ușă ca deschide. Să intri? Deschide. Deschide. Doamne, doamne, doamne. Ai, 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 se prăbușea tot. Hai de noi. Puțin timp. 5 cuvinte mai sunt, 4 litere. 4 litere și 5 cuvinte. Ok. Hai de noi, ce final, nene, ce final. Corina, 7.000? 900 de lei. În clipa asta, Mihăiță, poți să iei banii dacă îți vine să crezi.
îl spun, pentru 800 de lei, colaborator, dar în lumea hoților. Îți dau o literă că trec literă. Secundele. Vezi, acum te lupți și cu timpul. Mare grijă, mai ia, literă. Mai ia că trec secundele. Mihăiță. În lumea hoților. Complice. Da. Hai de mine. Ai. Două litere? Da. Și patru cuvinte. Și patru cuvinte. Și 27 de secunde. Ascultă-mă. Care se propagă și afectează un număr mare de oameni pentru 900 de lei. Mamă, ce final avem. Literă. Ia o literă. Bun, bun, bun. Se poate răspândi de la un om la altul. S-a vorbit despre asta în anii care au trecut. Se poate răspândi de la o persoană la alta. Mă, atât de mult s-a vorbit despre cuvântul ăsta de nu-ți imaginezi. Se poate lua prin contact direct sau indirect. Se poate lua prin contact, prin contact direct. Molipsitor. Molipsitor. Și râsul se zice că e așa. Și râsul se zice că e. S-a vorbit în pandemie despre cuvântul ăsta mult de tot. Contagios. La pandemie. Câte litere ai luat aici? Una. Una. Deci mai am una și 6 secunde de cuvânt. Mai ai o literă de luat, atât. Și mai ai 3 cuvinte, omule. Și mai ai 18 secunde. Mamă, mamă. Greu, dar nu imposibil. Fai de mine. Corina zice greu, dar nu imposibil. Mihăiță, hai foarte că poți. Greu. Hai să vedem. Fii atent aici. 900 de lei, mare atenție la timp. Dispozitiv care emite o sursă de lumină. Lanternă. Zi mai multe. Zi toate dispozitivele care sunt prin cap acum. Zile, zile, zile. E mai mare, stai, mai mare, mult mai mare. Mult mai mare. Mult mai mare. Luminos, nu da, merge. Mult mai mare, zi. Proiector. Zil. Proiector. Mai caută. Zi în 10 secunde, zile. Fascicul. Nu fă, mai dispozitivul, zim. Zil. 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 Proiector. Cum? Proiector. No. Reflector. Ah. Reflector era. Proiector. Da. Toate din jurul... Le, știi? Am băgat de seamă după. Dar unde? Când tu crezi că mă uitam de prost? Mă, ce, vine ploaia sau nu vine ploaia? Că... Avem un tavan deasupra. Spațiu închis. Linie imaginară care descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Imaginară, linie, linie. Orizont? Da, dar ce formează o linie circulară? Cum îi zice? Îi zice una din coordonatele țării noastre, de exemplu, 40... Emisferă? Nu, 45 de grade. Paralelă? Nu. Cum e longitudinală? Sau... Cum e longitudinea, cum e longitudinea, așa, pentru meridiane, așa e asta, așa e asta, paralelele au aceeași, paralelele au aceeași... Latitudine. Latitudine era. Da. Unul dintre părinții unui business sau unei afaceri, știi? Când Steve Jobs a început aia cu mărul împreună cu... A fondat-o împreună cu cineva. Literă, dacă de... mai am. Cofondator. Cofondator. Ma. Târziu. Mulțumesc, Mihai. Stai, mersi și eu. 7.900 de lei în seara asta. Corina, strâng mâna. 7.800 a făcut Daniel.